E cineva de aici care a făcut nunta într-o zi în care a fost și un cutremur? Mâna sus. Vedeți? Nimeni n-a avut privilegiul acesta să asocieze data anunții cu momentul în care pământul României s-a zgâduit, anunțând e nunta lui Daniel și a Corneliei. Stimate frate Daniel Manole, promit solemn înaintea lui Dumnezeu și în prezența acestor martori să iei în căsătorie pe Mișu Cornelia pentru a fi soția ta, pentru a trăi împreună după rânduiala lui Dumnezeu în viața sfântă de căsnicie? Da. Declar înaintea lui Dumnezeu și acestor martori că o vei iubi, o vei îngriji, o vei mângâia și o vei respecta în timp de boală și în timp de sănătate, în timp de prosperitate sau în timp de sărăcie și renunțând la oricare alta să te păstrezi numai pentru ea cât vei trăi. Așa să ne înțeleg Dumnezeu. Amin. Stimată soră Cornelia Mișu, vrei să iei în căsătorie pe Daniel Manole, să fie bărbatul tău pentru a trăi împreună după rânduiala lui Dumnezeu în viața sfântă de căsătorie? Da. Declar înaintea lui Dumnezeu și înaintea acestor martori că îl vei iubi, îl vei respecta, îl vei sprijini în timp de boală și în timp de sănătate, în timp de sărăcie sau în timp de prosperitate, vei renunța la oricare altul și te vei păstra numai pentru el cât timp vei trăi? Da.